nepoții, din nepoței mei au cântat. Un motiv că eu sunt astăzi aici la botez, sunt și Alexandra care se botează. A ținut așa de mult că la toți ceilalți am fost și a zis, Ticu, da, acum la mine nu o să vii. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul acesta de a fi astăzi aici. Voi citi două versete din Psalmul 118 și să rămânem lângă ele câteva minute. Cu bucuria să ascultăm și pe fratele Nelu Filip, un prieten vechi, am cunoscut și pe socrul lui pastor la Elim, în Timișoara, pe vremea fratelui Codreanu, când mergeam acolo la biserică. Și mă bucur astăzi să fie cu noi. Domnul să-l binecuvinteze. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm, să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne, dă izbândă! Sunt versetele lângă care aș vrea să rămân și pare un paradox să vorbesc eu de bucurie astăzi. Cancer, gradul 4, metastază în fața voastră. Dar eu astăzi vreau să zic câteva motive de bucurie aici în parc. Primul motiv de bucurie, cred că ar putea să fie că ziua asta a făcut-o Domnul. Poți să crezi asta, lucrul ăsta în dimineața asta? Că ziua asta a făcut-o Domnul. Este puternic Dumnezeu, a făcut ziua asta. El a făcut-o. El a făcut toate zilele. Ziua asta, stimați candidați, voi sunteți rodul suferinței lui Hristos din Golgota. Acolo pe cruce, când ofițerul roman, centurion, a străpuns coasta lui Hristos, acolo, de acolo a ieșit apă și sânge. De acolo s-a născut biserica din coasta lui. La fel cum și femeia a fost luată din coasta lui Adam. Eu zic să ne bucurăm astăzi că ziua asta a făcut-o Domnul, ca să ne bucurăm. Domnul a făcut ziua aceasta și ne-a dat-o ca un dar nemeritat. Nimeni nu poate spune de aici, eu am meritat să trăiesc astăzi. Datorită că eu am fost bun, Dumnezeu mi-a mai dat o zi. Ziua asta e un cadou de la Dumnezeu pentru tine. Dă slavă la Dumnezeu că ai mai trăit o zi. Doamne, multe lucruri se pot întâmpla într-o zi. Ziua asta e așa de importantă încât nu numai pentru cei 66 de candidați, ci pentru noi toți. Dacă cineva e strecurat pe aici și nu-i mântuit, ziua asta e așa de mare încât se poate mântui, se poate ierta păcate astăzi, se poate libera oameni astăzi, se pot lua decizii noi. Dumnezeu e aici în parcul ăsta, ne-a dat o zi, o zi mare în care poți să iei decizii noi. E specială ziua asta. Pentru mine personal, este foarte specială. Știți ce au zis oamenii când m-au controlat? Cu ăsta e cam gata. Să-l duceți acasă, să-i dați morfină, să nu-l doară rău. A zis oamenii asta. Dar știți, vă spun de cineva care are toată puterea în cer și pe pământ. Și el a zis altceva. Când ei au zis că e gata și se termină, el a zis, nu-i gata! Pe care să-i cred? Pe cel ce are toată puterea și în cer și pe pământ. El are ultimul cuvânt. Dumnezeu are ultimul cuvânt și Dumnezeu a anulat tot ce au zis oamenii. Și a zis că îmi dă și mie cadou ăsta nemeritat să stau astăzi cu nepoții, cu voi toți și să deschid gura să vorbesc. E ziua specială, cadoul lui Dumnezeu pentru mine. Dacă mai e pentru cineva ziua asta specială,
atașați-vă de mine să dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest mare cadou. Că ne-a dat o zi, ne-a dat-o, Domnul a făcut ziua asta, îndrăgostește-te de ea, prețuiește-o, zi o vorbă bună astăzi. Nu vorbi de rău pe nimeni astăzi, e ziua lui Dumnezeu. Știți, Hristos mai are o zi, nu numai ziua de naștere. Mai este în Biblie ziua mielului, ziua lui Hristos. Când își va aduna biserica din toate vremurile și toate viacurile, va fi ziua glorioasă a Lui. Și mai are una, dacă la astea nu răspunzi, e ziua judecății. E ziua când El va condamna lumea, fie ca atunci să fim în spatele Lui, să fim, facem parte din biserica Lui. Am un verset pentru mine, vă citesc și vouă, de ce susțin eu că ziua asta e specială pentru mine. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Cum să nu fiu eu bucuros de ziua asta? 2. Aș vrea să ne bucurăm în această zi, în această dimineață, aici în parc. De 27 de ani particip aici la acest eveniment extraordinar. Așa cum Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 10, versetul 9 și 10. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat de morți, că trăiește, ești mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura care o să faceți în apă, se ajunge la mântuire. Icona aceasta închipuitoare, spunea Marele Pescar din Galileea, vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul care nu este o spălare de întinăciunile tupești, nu spală păcate, ci e mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. S-a întâmplat marea minune, Duhul Sfânt a reușit să vă convingă că sunteți păcătoși, și puterea Evangheliei împreună cu Duhul Sfânt a dăltuit chipul lui Hristos în voi și a făcut minunea nașterii din nou și voi ați devenit copiii lui Dumnezeu și abia așteptați să strigați în gura mare, să audă și Columbia și cerul și noi toți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ne bucurăm împreună cu voi. Voi sunteți o motivație a bucuriei noastre. Căci ați plecat, ați lăsat, ați părăsit lumea asta și ați plecat în căutarea unei alte lumi. Lumea asta oferă oamenilor cel puțin trei lucruri. Pofta firii pământești sunt armele lumii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Asta poate să ofere lumea. Lucruri la care categoric voi ați renunțat. Amen? Și ați ales oferta lui Dumnezeu. Asta a putut să oferă lumea, dar știți, Apostolul Iubirii zice că lumea și pofta ei trec, se duc. Dacă alegeți lucruri care trec și se duc, o să mergeți împreună cu ele. E moarte, e pieire. Dar cine alege lucrurile astea, pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, subliniați, rămâne. Ce dă lumea, trece. Și cine îl alege pe Dumnezeu, și rămâne viața veșnică. Cine alege lucrurile lumii, ele trec, se duc, s-au dus președinți, s-au dus și regina Elisabeta a doua, s-a dus cât a vrut să trăiască și a patronat și a manevrat multe lucruri. A murit într-o zi. A murit și ea, a murit și Reagan și au murit și alții și mor președinții. Cine alege pe Hristos rămâne în viac. Ce ați ales voi rămâne în viac. Bravo că ați renunțat la lumea asta.
cu pofta firii pământești, oameni manivrați ca animalele de sentimente și de pofte. Și voi ați renunțat la asta. Și ați ales altceva. Ați ales viața veșnică. Dumnezeu a ieșit și El cu ofertele Lui și voi ați ales ofertele Lui. Știți ce a oferit Dumnezeu? Pocăință! Dacă vrea cineva și Duhul Sfânt v-a convins pe voi și ați regretat istoria vieții voastre și sângele Domnului Iisus, care e mai de preț decât aur și argint, v-a curățit toată istoria voastră și v-a făcut albi, cu haine albe. Aceștia, spune Apocalipsa, capitolul 7, un bătrân a întrebat pe Ioan în insula Patmos, căzut cu fața la pământ: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt și de unde vin? Au ajuns în cer ăștia. Iată drumul vostru spre altă lume, spre cer. Au ajuns în cer, mirarea era a cerului de pe pământ, oameni cu haine albe? Din mocirla asta a lumii, unde toată lumea se tăvălește în noroi și în mizerii, să ajungi în cer și cu haine albe? Dar știi de ce au hainele albe? Ioan a plâns, a zis: Doamne, Tu știi, eu nu știu pe pământ oameni cu haine albe și se poate veni în cer. Și atunci a răspuns: ei vin de pe pământ, dar și-au spălat hainele în sângele mielului. De aceea pot să stea în fața tronului de har, cu ramuri de finici în mâini și salutau pe Dumnezeu și pe mielul. Și aveau hainele albe. Iată destinația voastră. Părăsiți lumea și o să ajungeți într-o zi în fața tronului lui Dumnezeu, în haine albe, că sângele mielului al lui Hristos v-a curățit istoria vieții voastre și cugetul vostru. Slavit să fie Domnul! Alegându-L pe Domnul Iisus Hristos, ați ales crucea Lui și jugul Lui. A zis Domnul Iisus: luați jugul meu, că este bun, și sarcinile mele, că sunt ușoare. Unul din poeții români deosebit m-a făcut să-mi notez cel puțin un verset sau două și zice Costache Ioanid: ia jugul lui Hristos pe umeri și trage lângă El arând. Chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai suspinând, Hristos cel Sfânt te va cunoaște nu în sărăcie, nu în belșug, căci mulți au stat cu El la mese, dar prea puțini au tras la jug. Hristos cel Sfânt te va cunoaște odată în cerul Lui de sus, nu după haina ce ai purtat-o, ci după sarcina ce ai dus. Oamenii nu pot evalua slujirea noastră, Dumnezeu o va evalua într-o zi. Deci, odată cu bucuria mântuirii, ați luat și crucea și jertfa lui Hristos. Bine ați ales asta. Mă duc rapid să las loc la fratele președinte astăzi. Ne-am întâlnit noi de multe ori în slujire în România și trag nădejde când vom mai sluji împreună. La instalarea pastorului Boariu am fost împreună. Era președintele comunității de Arad atunci. Și eu am zis în biserică că avem cu noi și președintele cultului pentecostal. Și frate, s-ai greșit, că e numai la comunitate, încă nu-i președintele. Și atunci am zis din nou: El este președintele cultului pentecostal și voi să ziceți amin. Și asta s-a întâmplat. Domnul mai vorbește prin noi, amin. Al treilea lucru, aș vrea să ne bucurăm astăzi de puterea Evangheliei. Vedeți? Evanghelia are putere. Ia-i cuvântul, logosul lui Dumnezeu, a venit jos, a întrupat Hristos și a lăsat Evanghelia. Evanghelia are putere. Uitați-vă, stimați predicatori astăzi, ăsta de aici este rodul predicilor voastre. Stimați părinți,
uitați-vă la ei, sunt rodul învățăturilor voastre și a rugăciunilor voastre. Ei, da, că Evanghelia asta, după cum ploaia și zăpada cad pe pământ și nu se întorc fără să aducă roadă, tot așa cuvântul lui Dumnezeu, care iese din gura lui Dumnezeu, nu se întoarce înapoi fără roadă. Uitați roada aici. Să continuăm să predicăm Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și oamenii să se mântuiască. În fața mea este rezultatul Evangheliei. Așa cum am știut noi aici să predicăm, așa cum am știut voi, stimate familii, să trăiți Evanghelia, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, a zis Sfântul Apostol Pavel, că ea este puterea lui Dumnezeu care dă mântuire. Nu noi vă mântuim. Evanghelia Domnului Iisus, cuvântul lui Dumnezeu, a fost acel care a fost semănat și voi ați crezut și ați ascultat. Slavă Domnului pentru asta! Să ne bucurăm astăzi nu numai că ne-a dat o zi specială, nu numai cu candidații de botez, să ne bucurăm toți de aici din parc împreună cu cerul. Cerul este atent astăzi aici. Nu știu cât de atent sunteți dumneavoastră, cât de importanță dați la ce se întâmplă aici. Fiecare care e atent și astăzi gură cască aici și cu sufletul deschis la Evanghelie, la ce se întâmplă, plânge de bucurie văzând copii mântuiți. Vei fi răsplătit pentru asta. Dacă ai venit să râzi în parc, să faci, să aștepți să mânci mici, o să-i mânci și asta și vei lua răsplata micilor. Dar dacă astăzi ești aici cu suflet și cu duh, să zici, s-a deschis cartea. Când în Vechiul Testament Neemia sau Ezra a deschis cartea asta a legii și a început să citească în ea, poporul a plâns de dimineața până seara. Așa de important a fost să audă cuvântul lui Dumnezeu. Au plâns o zi întreagă. Să ne bucurăm împreună cu cerul. Pentru cer, copii dragi, pentru cer, sunteți foarte importanți. Nu știu cât o să reușim să vă băgăm în seamă. Îngerii din cer sunt mișcați de un singur păcătos care se pocăiește. Unul singur. Dacă ați fi numai unul aici, sărbătoare în cer ar fi. Sunteți 66. Îngerii sunt mișcați, îngerii în cer se bucură, e sărbătoare când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu. Cerul mai primește un mesaj. Jertfa lui Hristos pe pământ a avut putere. La noi în Portland astăzi suntem tare bucuroși toți slujitorii de aici, căci puterea Evangheliei și jertfa lui Hristos a mișcat 66 de suflete. Mă bucur și de Petruța și cu copilul ei astăzi. O zi specială în familia Cadar. A coborât Dumnezeu cu mult har peste casa voastră. Se botează mama, se botează și băiatul astăzi. Împreună deodată o să dea slavă lui Dumnezeu. Că o zis copilul și mama coboară în apă. Și mama n-ar fi putut să coboare lângă... Cum ai fi privit-o astăzi copilul tău? Pe David să spune că Hristos e mântuitorul meu și tu să stai pe țărm. Și Duhul Sfânt a atins inima ei și a zis, coboară și tu. Am stat mult de vorbă cu sora Petruța. A devenit ca și copiii noștri. Mulțumesc Domnului pentru tine. Are o ofertă Dumnezeu pentru voi. E așa de bucuros. În Evanghelia după Luca scrie la capitolul 10, versetul 20. Bucurați-vă! Numele voastre sunt scrise în ceruri! Opriți oamenii prin parc astăzi. Du-te la tata și spune, știi ceva? Astăzi am auzit din nou. Numele meu e scris în ceruri! Într-o carte care se numește Cartea Vieții Mielului. Haleluia! Slavă Domnului! Copii dragi, fiți bucuroși dacă ar arde toate computerele și tot unde aveți scris numele vostru și pașapoartele americane sau câte aveți.
spune se pot arde toate, identitatea mea rămâne. Numele meu e scris în ceruri, în cartea vieții mielului. Știți? Se vor citi numele odată din cartea aia. Și toți cei ce vor fi găsiți scris în cartea aia a vieții, vor avea viață veșnică. Și cine nu o să fie găsit, va fi aruncat în iazul de foc. Este așa de important să vă bucurați astăzi că numele vostru este scris în cartea vieții în ceruri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, Tăi spândă! Drum bun, copii!